O veste proastă pentru Constanțeni. Din nou, primăria va mări prețul gigacaloriei. Conductele prin care se transmite agentul termic de la CET au fost cumpărate recent de primărie și acest lucru presupune cheltuieli. Am filmat la poarta 6 pentru că acolo se întâmplă foarte multe accidente cu morți cetățenii călcați de tren. Cu această ocazie am văzut aceste conducte. E un dezastru. Văd o cărăruie pe acolo. Aici este o înălțare din beton. Aici punem picioarele pe țevile acestea. Și aici coborâm. Întâmplarea face că traversând aceste conducte se observă că sunt fierbinți. De data asta nu e ger prea mare afară. Și evident că sunt niște conducte magistrale care transportă agentul primar de la CET către aceste blocuri care trebuie încălzite. Să observați câte pierderi pot fi de-a lungul acestor conducte, în aer liber. Uitați în ce alța deteriorat, plasă și vată minerală, care a însemnat cândva o izolație. Dar e normal să fie așa. Uitați-vă ce, da, ce neglijență, nu se poate așa ceva. Și așa nu este corect să furnizezi o energie termică de la capătul orașului la celălalt capăt, care înseamnă 12-13 km. Vă dați seama? Vreau să scot în evidență o greșeală fundamentală din punctul meu de vedere, pe care a făcut-o Consiliul Local la inițiativa domnului primar Făgădău, să cumpere aceste conducte de la CET dând 2 milioane de lei, spunând că numai așa poate obține fonduri europene pentru reabilitarea acestor conducte de transport energie termică. A promis atunci un termen, decembrie 2019. Nu s-a întâmplat până la această oră la care discutăm, deci în anul 2020, ianuarie, până la această oră nici măcar proiectul nu a fost inițiat. Nu numai că... Deci iarăși cetățenii orașului Constanța au fost mințiți și sunt obligați să suporte costuri suplimentare. Veniți să vedeți conductele care le-ați cumpărat dezvelite, cu pierderi pe care nu le plătiți dumneavoastră, domnul primar. Le plătesc cetățenii. Dar nu e corect. Pentru că ei v-au votat și v-au acordat încrederea ca dumneavoastră să îi feriți să cheltuiască banul fără rost. Un primar responsabil trebuie să ia orașul la pas. Trebuie să pună în discuție și în dezbatere proiectul inițiat de mine. În calitate de consilier am inițiat proiectul de transformare a punctelor termice în centrale termice pe gaz și vom realiza producerea unei gigacalorii cu un preț incredibil de mic. Pe de o parte, primăria nu ar mai subvenționa următorii ani circa 15 milioane de euro pe sezon rece. Pe de altă parte, ia uitați-vă, în toată această zonă, pe kilometri întregi, s-ar putea pune panouri fotovoltaice cu fonduri europene, că eu cred că putem să obținem. Așa se gândește Radetul, lăsând că acum a aparținut de Radet, nu? Le-a cumpărat primăria. A dat 2 milioane de lei și să vedeți câte sute de milioane vom cheltui din banii publici, din banii cetățenilor, ca să întreținem, nu mai spun să le înlocuim. Uitați-vă pe ce a cheltuit domnul primar Făgădău banii constanțenilor, pe niște țevi ruginite. Acestea sunt pierderi imense pe care le suportă constanțenii. Aceasta este cea mai proastă afacere. Nu vă pasă de banii noștri, domnul primar? În calitate de fost consilier, am avut multe inițiative bune și v-am sesizat încă de acum 4 ani că trebuie să creăm o alternativă la CET, să facem surse proprii de producere a agentului termic. Cetățenii noștri să plătească mult mai puțin dacă am produce energia termică pe baza proiectului meu pe care l-am depus acum 4 ani.
și zace în sertarele primăriei. Primăria cheltuiește cel puțin 15 milioane de euro. Domnul primar ne spune că ajutăm cetățenii să plătească mai puțin. Pardon, eu cred altceva. Subvenția ajută cetul. A ajutat cetul până acum să supraviețuiască? Domnul primar reprezintă cetul sau reprezintă cetățenii Constanței? Pe cine reprezintă domnul Făgădău?